15 ani, măicuțele de la Mănăstirea Constanțeană Colilia au așteptat curentul electric la ele în gospodărie, iar când au văzut primele facturi, le-a venit rău. Pentru un frigider, o mașină de spălat, o ladă frigorifică și un fier de călcat, compania de electricitate le-a facturat 41.000 de kilovați, adică 30.000 de lei. Au scos totul din priză, însă contorul încă se învârte. Energia activă e 4.000 de kilovați, sunt cei pe care i-am consumat noi. Energie reactivă capacitivă, 78.000, care se regăsește și aici mai jos în factură. De fapt, totalul este 78.000, iar energia reactivă, din care 76.064 energie reactivă. Departe în pustietate, la kilometri buni de orice sat, se află Mănăstirea Colilia. 17 maici trăiesc aici de 15 ani și în tot acest timp s-au descurcat cum au putut. De la șoseaua principală și până lângă poarta lor sunt cel puțin 2 kilometri și când au tras curent anul trecut în octombrie, s-au bucurat nespus. Acum au venit facturile. Da, și în total am 40.000 de kilovați, 41.000 de kilovați. Și cum diavolul se ascunde în detalii, factura maicilor de la Mănăstirea Colilia arată că plătesc o energie reactivă uriașă. Energie reactivă capacitivă 39.032 și total în bani 14.588. Pentru mulți consumatori, pe factura de curent electric apar două tipuri de energie. Energie activă, adică cea utilă pe care o consumă aparatele electrocasnice, și energia reactivă, cea care stă în cabluri și în transformatoare. Electrocasnici avem așa, mașină de spălat, avem frigider, avem o ladă frigorifică, așa, fier de călcat și cam astea sunt. Curentul care vine de la stradă, printr-un cablu subteran, cale de 2 km, încarcă tot acest conductor și transformatorul de aici, înainte ca să intre în mănăstire. Aceasta se numește energie reactivă. În mod normal, nu o folosim pentru niciun aparat electrocasnic, dar furnizorul ne trece în factură, de fiecare dată, fiecăruia dintre noi. La Mănăstirea Colilia, distanța de 2 km până la rețeaua principală de curent electric și transformatoarele de înaltă tensiune le măresc factura. Energia reactivă nu se consumă, ci doar circulă într-un fel de dute-vino între consumator și producătorul de energie. Furnizorul facturează consumatorului energia reactivă, deoarece această circulație cauzează pierderi suplimentare în rețelele de distribuție. Ne-au spus că datorită cablului care este de lungime foarte mare, de 2 km, este o energie care se duce și se întoarce de la șosea de unde avem, de la rețeaua națională până în transformatorul nostru, se duce, se întoarce, nu produce nimic în câmpul acesta. Chiar dacă scoatem toți consumatorii din priză, acea energie reactivă oricum se contorizează. Măicuțele s-au plâns și la Arhiepiscopia Tomisului, unde au căutat ajutor. Considerând că la mijloc este vorba de o eroare tehnică de proiectare, de aceea împreună cu reprezentanții Enel am îndrumat pe Maica Stareță să facă diligențele necesare pentru a se rezolva rapid această situație. Măicuțele spun că dacă ar fi știut de la început diferența de cost între energia activă și cea reactivă, s-ar fi gândit de două ori înainte de a introduce electricitatea. Stareța a făcut plângeri la diferite instituții, dar nu știe ce șanse poate să aibă să scape de aceste facturi uriașe.